Se întâmplă la secția de psihiatrie, unde, spun șefii spitalului, lucrările de construcție au fost începute ieri și fac parte dintr-un plan anual de igienizare. Situația este arhicunoscută cadrelor medicale de acolo, care reclamă constant starea clădirilor în care trebuie să-și desfășoare activitatea. Acestea datează tocmai din anul 1899 și au fost renovate de foarte puține ori, din lipsă de fonduri. În plus, spun reprezentanții unității, consolidarea și renovarea totală ar costa mai mult decât construcția de la zero a acelorași clădiri. Și reprezintă lucrările anuale de igienizare care spitalul le face în fiecare locație. Conform unei planificări anuale, sunt stabilite anumite lucrări în anumite locații. Proiectul de renovare a început cu secția 1 Acuți, unde, din lipsă de spațiu, pacienții din câteva saloane au fost mutați pe hol, cu tot cu paturi. Clădirea respectivă a ajuns într-un asemenea hal de degradare încât a început să devină un risc pentru pacienți și medici de potrivă. Cât o să dureze? Preconizăm ca în termen de 60 de zile, 90 de zile, să finalizăm lucrările de igienizare în secția exterioară psihiatrie. Nici celelalte corpuri ale secției nu sunt într-o stare tocmai bună. Mai mult, o fostă clădire de birouri a fost abandonată parțial după ce ploaia își făcea loc tot mai repede prin acoperiș.